Răsturnare de situație în cazul lui Dumitru Dragomir. Magistrații l-au achitat după ce fusese condamnat la 7 ani de închisoare. Magistrații Curții de Apel București au decis să îl achite pe fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal pentru toate infracțiunile de care era acuzat, respectiv participație improprie la delapidare cu consecințe deosebit de grave și în formă continuată și evaziune fiscală. Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal a fost trimis în judecată în 2014, alături de peste 40 de persoane, pentru evaziune, delapidare și spălare de bani, cu un prejudiciu de circa 5,4 milioane de euro. Procurorii denunțau contracte referitoare la vânzarea drepturilor TV pentru 3 sezoane competiționale. Iată și prima reacție a lui Dumitru Dragomir după aflarea verdictului. Nu mă bucur deloc, pentru că am fost nevinovat. Dacă eram vinovat și mă achitau, atunci era bine. Sunt fericit pentru familia mea că au avut încredere în mine și eu am avut mare noroc de o instanță cinstit și curajoasă, care s-au aplecat asupra dosarului și au văzut că sunt nevinovat. Plâng și nu mai pot vorbi. Decizia a fost amânată de 4 ori până acum, însă hotărârea de marți este definitivă.